În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dați-le voi să mănânce. Preacuvioși, preacucernici părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși și credincioase. Astăzi, în duminica 8-a după Rusalii, s-a citit Evanghelia Înmulțirii Pâinilor. În esență, Evanghelia ne spune că darurile se înmulțesc prin binecuvântare. În vremea aceea, Iisus a văzut mulțimea de oameni și i s-a făcut milă de ei și a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la el și i-au zis: locul este pustiu și vremea, iată, a trecut. Deci dă drumul mulțimilor ca ei să se ducă în sate să-și cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns: n-au trebuință să se ducă, dați-le voi să mănânce. Iar ei au zis: nu avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Și el a zis: aduceți-mi-le aici. Și poruncind să se așeze mulțimile pe iarbă și luncele 5 pâini și cei 2 pești, și privind la cer a binecuvântat și frângând, a dat ucenicilor pâinile. Iar ucenicii mulțimilor și-au mâncat toți și s-au săturat și au strâns rămășițele de fărâmituri, 12 coșuri pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Și îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, până el va da drumul mulțimilor. Deci Evanghelia aceasta ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos mai întâi a vindecat bolnavii care se aflau în mulțime și care au fost aduși la el ca să-i vindece. Și apoi a săvârșit minunea mulțirii celor 5 pâini și 2 pești. Însă, Evanghelia după Marcu și Evanghelia după Luca sunt puțin diferite față de Evanghelia după Matei, și anume, în Evanghelia după Marcu și în Evanghelia după Luca, vindecarea bolnavilor și mulțirea pâinilor are înainte de aceste două lucrări o altă lucrare pe care a săvârșit-o Iisus Domnul, și anume predicarea Evangheliei. Deci în Evanghelia după Marcu se spune: și Iisus a început să învețe multe și le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu, spune Evanghelia după Luca. Deci mai întâi vedem că de dimineața și până aproape de seară Iisus a predicat Evanghelia Împărăției Cerurilor. Mai întâi a hrănit mulțimile cu sfintele cuvinte ale vieții veșnice, căci despre aceasta vorbește Evanghelia Împărăției Cerurilor. Evanghelia Împărăției Cerurilor vorbește despre viața veșnică pe care trebuie să o caute omul cât se află aici pe pământ. Și deci nu se vindecă bolnavii și nu se mulțesc pâinile decât după ce Iisus i-a învățat pe ei, le-a predicat Evanghelia Împărăției Cerurilor. Ce înseamnă aceasta? Mai întâi, Domnul nostru Iisus Hristos rănește mulțimile cu hrană spirituală, cu ceea ce
numim noi Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că aceste cuvinte ale lui Iisus, pe care El le propovăduiește oamenilor, sunt Duh și viață. Sunt lumina ale vieții veșnice. Și de aceea și Biserica a rânduit, Biserica Ortodoxă, ca înainte de împărtășirea cu Hristos Domnul, în ziua respectivă să nu se mănânce nimic și să nu se bea nimic. Credincioșii vin la biserică în stare de post și în ziua aceea dau prioritate hrănirii sufletului cu ascultarea cuvintelor Evangheliei și cu multe rugăciuni. Și după aceea, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului spre vindecarea sufletului și a trupului, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Și doar la sfârșit se împarte anafora și se dă pâinea binecuvântată celor care au venit la biserică fără să fi mâncat ceva înainte sau să fi băut ceva înainte. Deci până astăzi noi urmăm exact ceea ce spune în Evanghelie. Mai întâi Hristos a hrănit mulțimile cu hrană spirituală pentru suflet, a vindecat pe bolnavi și apoi a înmulțit cele 5 pâini și cei 2 pești. De ce a făcut El aceasta? Pentru că mai întâi omul este ființă spirituală, rațională și înzestrată cu voință și cu simțire. Și deci omul este ființă spirituală și trebuie să hrănească mai întâi cu înțelesurile duhovnicești din Sfintele Scripturi și din Sfintele Taine ale Bisericii, care sunt taine ale Împărăției Cerilor și ale Vieții Veșnice. Și după aceea se hrănește și trupul. Deci ființa spirituală a omului înseamnă că el are un suflet nemuritor și că este chemat la viața veșnică, fiindcă a fost creat după chipul lui Dumnezeu, cel veșnic viu. Și deci Mântuitorul Iisus Hristos, după ce vindecă bolnavii, spune ucenicilor: nu trebuie să trimiteți acum seara oameni prin sate să cumpere de mâncare, ci dați-le voi să mănânce. Iar ucenicii, foarte realiști, au spus că nu putem să-i hrănim noi, că nu avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Și Iisus a cerut ca puținul ăsta care s-a aflat în mulțime, în traista unui tânăr, cele 5 pâinișoare și cei 2 pești, să fie aduse la El. El le-a luat, a privit spre cer, le-a binecuvântat, le-a frânt și le-a dat ucenicilor săi ca ei să le împartă mulțimilor care au fost așezate pe iarbă. Și s-au săturat și s-au mai adunat, după ce s-au săturat toți, 12 coșuri de fărâmituri, ceea ce înseamnă că
cele 5.000 de bărbați, în afară de femei și copii, s-au săturat și a mai rămas ceva, 12 coșuri. Ceea ce înseamnă că minunea n-a fost o iluzie optică și că oamenii au consumat pâine și dovada este că ceea ce a rămas a fost 12 coșuri. Aici vedem că binecuvântarea Mântuitorului Iisus Hristos asupra unei cantități mici de pâine și de pește a transformat pâinea puțină și pește puțin în pâine multă și pești mulți. Însă nimeni n-a văzut grămezi mari de pâine și nici grămezi mari de pește ca să dea busta, să calce în picioare, să ajungă să ia fiecare cât mai mult, cum se întâmplă uneori când mulțimea nu e suficient de organizată sau educată. Mântuitorul le poruncește să stea, să-și ardă fiecare pe iarbă și îi se oferă acolo unde se află pâine și pește. Și astfel s-au săturat prin binecuvântare, pentru că s-a făcut mulțire prin binecuvântare. Când s-au mulțit pâinile și peștii, dacă nu s-au văzut grămezi de pâine și de pește? S-au mulțit pe când se împărțeau. S-au mulțit pe când se distribuiau. Vedeți aici? E foarte bine de reținut. Pe când se dăruiau altora pâinile și peștii, atunci s-au mulțit. Ceea ce arată că dăruind vei dobândi, cum zice Părintele Nicolae Steinhardt, pe când se face dar ceva puțin, devine mare, se binecuvintează, se mulțește. Și de ce această mulțire a pâinilor ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos nu uită faptul că omul are și trup, nu numai suflet. Mai întâi a hrănit sufletul prin predicarea Evangheliei vieții veșnice, a vindecat pe cei bolnavi și apoi a poruncit ucenicilor să hrănească pe cei flămânzi. Și cu binecuvântarea lui, darurile puține au devenit daruri multe. Și astfel, Evanghelia ne arată că opera spirituală a Bisericii trebuie însoțită de opera socială sau filantropică sau caritabilă. De aceea, în general, la aceste întruniri ale creștinilor din primele veacuri, când aduceau pâinea și vin pentru Sfânta Liturghie, unii credincioși aduceau și haine și hrană pentru cei bolnavi și pentru cei săraci din parohie. Și așa deodată cu Sfânta Liturghie s-a dezvoltat și filantropia sau lucrarea de ajutorare a semenilor aflați în nevoi. Și au apărut primele cantine pentru săraci, case pentru bătrâni, pentru orfani, case pentru pelerini și apoi unități
medicale. Deci din Sfânta Liturghie a derivat bisericească filantropie. Și ele nu trebuie despărțite. Rugăciunea mai întâi, hrana spirituală, dar și ajutorarea celor care se află în nevoi. Deci Evanghelia ne prezintă mulțirea pâinilor ca pe o lucrare de ajutorare a semenilor și arată de asemenea că omul are nevoie atât de hrană spirituală, cât și de hrană pentru trup. Dar mai întâi trebuie dată prioritate hranei sufletului. De aceea mai întâi începem ziua cu rugăciune, de asemenea înainte de fiecare masă, la prânz și seara, facem rugăciune și avem după masă rugăciune de mulțumire. Aceste rânduieli derivă din Evanghelia de astăzi. Și deci învățăm că Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă să aducem daruri la biserică și acestea să fie împărțite, așa s-au adus la biserică daruri și la pomenirea celor răposați sau celor adormiți în Domnul și s-au făcut pomeni. Aceste pomeni erau de mare ajutor pentru familiile sărace și la sărbătorile sfinților. S-au adus fructe, s-au adus colivă și până astăzi avem această tradiție să binecuvântăm roadele pământului și să le oferim celor care au nevoie, mai ales celor săraci și singuri și celor care au mai puține posibilități de a-și procura ei înșiși aceste produse. Este mare nevoie să vedem cum prin binecuvântare se mulțumesc darul. Această mulțire a celor cinci pâini și a celor doi pești a devenit o lucrare sfințitoare a bisericii. De aceea când se pregătește Sfânta Liturghie, mai întâi se aduc pentru proscomide, pentru pregătirea Sfintei Liturghii, cinci pâini. Și aceste cinci pâini se folosesc pentru a pregăti trupul Domnului, iar ceea ce rămâne se binecuvântează și se împarte la sfârșit, iar pâinea respectivă se numește anaforă, adică este pâinea care s-a obținut după ce a fost oferite darurile pâine și vin pentru sfințire și pentru împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Ceea ce a rămas nu se aruncă, se taie bucățele și se împarte credincioșul sub formă de anaforă. De asemenea, la slujba numită litie, care se săvârșește împreună cu vecernia mare, se binecuvintează cinci pâini, grâu, un de lemn și vin. Și se cere ca Hristos Domnul să înmulțească aceste roade ale pământului în parohia respectivă, în eparhia respectivă și în lumea întreagă. Deci aceste părți ale proscomidii și ale litii sunt inspirate din Evanghelia de astăzi, a mulțirii celor cinci pâini, a celor doi pești. Deci Evanghelia ne cheamă în concluzie
ca mai întâi să ne hrănim duhovnicește prin ascultarea Cuvântului Dumnezeu, a slujbilor din biserică și prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului și apoi prin cele aduse la biserică spre binecuvântare, ca hrană și pentru trup. De asemenea, ne arată Evanghelia de astăzi că biserica a dezvoltat deodată cu liturghia euharistică și lucrarea socială de ajutorare a săracilor și oamenilor nevoiași. Și de asemenea, are această Evanghelie și un înțeles mai profund și ne arată, de fapt, că Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie pe care o primim noi este pâine cerească care se mănâncă pururea, dar niciodată nu se sfârșește. Și anume, noi ne împărtășim cu Hristos cu părți din trupul și sângele Lui, dar ne unim cu El, primim ceva, trupul și sângele, și ne unim cu cineva, pentru că El spune, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, zice Iisus, rămâne în mine și eu în el și eu îi dau viață veșnică și îl voi învia în ziua de apoi. De aceea, această hrană, care este pâinea cea cerească, trupul și sângele Domnului, se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește, ci pe cei care se împărtășesc îi sfințește. Deci acest înțeles adânc, tainic, mistic al Sfintei Euharistii a fost cuprins și în taina aceasta a mulțirii celor cinci pâini și a celor doi pești. Să ne rugăm Domnului să ne ajute să învățăm totdeauna că Mântuitorul Iisus Hristos nu face minuni spre a fi lăudat, nici pentru a impresiona sau intimida pe oameni, ci minunile Lui sunt izvorâte din iubire smerită și milostivă. Iubire smerită și milostivă. De aceea, după ce El săvârșește minunea, îi trimite pe ucenici de cealaltă parte a lacului Genizaret sau Mării Galilei și El se retrage în munte să se roage în singurătate. Nu așteaptă să fie lăudat, nu așteaptă să fie scos în evidență, nici măcar să îi se mulțumească, ci mulțumește lui Dumnezeu în singurătate, în stare de rugăciune. Prin aceasta ne îndeamnă ca după ce am săvârșit binele, să nu ne lăudăm cu fapta bună, ci Dumnezeu, care într-o ascuns o vede, o va răsplăti. Mai învățăm în sfârșit din Evanghelia de astăzi ceva foarte practic. Și anume că acolo unde au mâncat 5.000 de bărbați, în afară de femei și copii, după cum spune Evanghelia, e sigur că au rămas o mulțime de fărâmituri, cum se întâmplă uneori când se fac picnicuri și grătare. Nu toată lumea adună resturile. E, Mântuitorul Iisus Hristos i-a învățat pe ucenici să nu facă risipă. Și ceea ce a rămas s-a adunat în coșuri, care putea folosi, dacă nu celor mai săraci, care n-au fost prezenți, cel puțin pentru o parte din familiile lor.
să nu fie aruncată pâinea pe jos. Deci ne învață să fim economi, nu risipitori. Când Dumnezeu mulțește darurile, nu trebuie să fim risipitori, pentru că sunt unii mai săraci care doresc să fie ajutați. Și, de asemenea, ne mai învață Mântuitorul Iisus Hristos că locul natural, pe iarbă, unde s-a făcut minunea și s-au săturat mulțimile, trebuie lăsat curat. Nu trebuie lăsat un loc murdar. Deci să nu poluăm iarba verde frumoasă și să nu lăsăm resturi după ce am folosit natura binecuvântată de Dumnezeu. Și, desigur, ne învață și disciplina în biserică, să nu dea buzna oamenii când primesc ceva. Se întâmplă uneori că n-au răbdare credincioșii, se calcă în picioare ca să vină să iau o iconiță și apoi uneori trag de iconiță și o rup din lăcomie și din lipsă de bună rânduială. De aceea, în Evanghelia de astăzi, vedem că nu s-au călcat în picioare oamenii, nu s-au înghesuit, nu s-au jignit, ci cu bună rânduială au primit darul la Dumnezeu și ce a rămas a fost adunat ca să fie ajutat și alții și să fie locul curat. Spre slava lui Dumnezeu și a noastră mântuire. Amin.